De obicei, eu promovez stilul de tunsoare pe linii verticale. Da? Am să-i fac o tunsoare cu vârfurile subțiate, păstrând la început lungimea în partea de top, partea de sus, iar în laterale subțiat, dar nu foarte scurt. Acum subțiem prin twist cut. Prin această tehnică oferim și volum de asemenea. Așa cum puteți observa și în poză, am dus și am creat o linie mergând mai mult pe vârfuri filate prin twist cut, da? Deci vârfurile foarte filate, lateralele am păstrat o lungime, nu le-am făcut foarte scurte, dar l-am subțiat, da? Și am lăsat un pic peste ureche și iarăși foarte mult filat pe vârfuri. Ok. O asimetrie foarte ușoară am creat un pic în partea dreaptă și la fel subțiat și am păstrat o lungime la spate pentru a crea o diferență. În această tehnică, prin mașina de tuns, oferim naturalețe. Facem o pierdere de la scurt la lung foarte natural. Dăm volum pe dedesubt. Ideea în hairstyling este să fie un aspect îngrijit și cât mai natural. Da? Încercați să mergeți pe secțiuni verticale, pentru că este foarte simplu. O secțiune cu cealaltă, cealaltă. În continuare trebuie să creăm și în laterale o conexiune și ok, după cum puteți vedea și în a doua poză, am încercat și i-am oferit o linie foarte filată de asemenea pe vârfuri. Conturul l-am luat mai scurt, dar după cum puteți vedea în poză, diferența, n-am putut să le iau atât de scurt, ar fi trebuit să mai iau încă un centimetru, însă fizionomia lui este un pic mai lungă față de poza pe care o avem în lateral. Există o pierdere foarte naturală, da? Nu se vede un contrast scurt după care creastă. Este bine să fie totul foarte natural. Și pe viitor puteți accesa și pagina noastră stilistul tău.ro.